Astăzi vom vorbi despre echipamentul necesar pentru un canal de YouTube. Știu că mulți dintre voi ați așteptat de multă vreme acest episod, așa că haideți să începem. Primul lucru de care ai nevoie este un calculator. Cei mai mulți youtuberi vechi cu asta au început, cu un singur calculator care avea și webcam și microfon incorporat. Desigur că lucrurile au evoluat, însă de un calculator ai nevoie pentru editare, pentru a strânge informațiile și pentru a stoca toate videoclipurile și le uploada. Astfel că în funcție de nevoile tale, în funcție de aparatura cu care lucrezi, chiar și un laptop subțire ultra portabil este suficient să îți ajungă. Un calculator pe Windows cu gaming este suficient de asemenea pentru Full HD, chiar și un MacBook Pro care are în titlu numele de Pro este suficient, însă niciunul dintre aceste calculatoare nu are nici cea mai mică șansă odată ce treci pe 4K. Eu mi-am început canalul cu un iMac din 2009, eu editam în 720p, doar în HD și era ok. După aceea am trecut la un MacBook Pro cu 4 procesoare, ceva mai puternic, și am început să editez în Full HD. Îți recomand un calculator mare, o stație grafică sau un desktop care are mai mult loc pentru a-și aerisi piesele, în care poți să te extinzi de-a lungul timpului după nevoie. Așa că eu folosesc un Mac Pro, are 12 procesoare la 2,66 de GHz, pot să bag în interior 4 hard drive-uri mari, are 4 sloturi pentru PCIe unde poți să te extinzi mai departe. Într-unul dintre acele sloturi chiar am încă un SSD pe PCI de 1 TB, am o placă USB 3.0, am o placă video de doar 512 MB pentru un ecran suplimentar și încă o placă grafică de 4 GB GTX 980 pentru tot acel 4K pe care trebuie să-l editez și randez. Calculatorul mai are și 64 de GB RAM. SSD-ul pe care îl folosesc este un SSD de 1 TB de la Otherworld Computing și RAM-ii sunt de la Otherworld Computing și placa USB este tot de la Otherworld Computing. Acestea sunt upgrade-urile pe care le-am făcut eu după ce am cumpărat calculatorul, pentru că aveam nevoie de mult mai mult decât oferea el. Iar după ce am trecut pe SSD-ul PCIe de 1 TB, am ajuns la viteze de 800 de mega pe secundă. Timpul de randare și de lucru s-a scurtat foarte mult și SSD-ul e foarte important în modul în care l-am luat, pentru că este un SSD de pe care chiar pot să butez. Așa că dacă aveți Mac-uri și lucrați într-un sistem similar cu al meu, vă recomand acele 3 upgrade-uri pe care le consider absolut necesare și vă las link-uri în descriere. Dacă trebuie să stai 7-8 ore ca să ți se randeze fișierul, să ți se randeze acel proiect la care ai lucrat, acele 7-8 ore sunt diferența între a publica astăzi și mâine cu întârziere. În arsenalul de microfoane, trebuie să ai 3 microfoane, dacă nu 4. Ai nevoie de un microfon lavalieră, iar acest microfon lavalieră Rode este foarte ieftin, se conectează la telefon, are o aplicație prin care înregistrezi și l-am folosit cu succes în mai multe videoclipuri. De exemplu, clipurile Creepypasta cu acest microfon au fost înregistrate. Și-a adus aminte de un show pe care l-a văzut în 1999. În cercetările sale, a aflat că era cel mai probabil cu... După aceea, dacă vrei să faci videoclipuri gen interviu pe stradă, ai nevoie de un microfon dinamic, pentru că acel microfon dinamic, prin modul în care funcționează, ia sunetul foarte de aproape. Poate ați văzut cântăreții cum aproape că își bagă microfonul acela în gură. Următorul este un microfon tip shotgun. Este microfonul pe care îl folosesc eu în acest moment. Un microfon lung care ignoră sunetul din margini și focalizează doar sunetul exact din fața lui. Este un tip de microfon foarte popular între vloggeri, iar cel mai popular dintre acestea este VideoMic Pro. Vă las un link de asemenea în descriere. Eu în acest moment, pentru că am nevoie de microfon în mai multe cazuri, am un Rode NTG4, mult mai scump decât un Rode VideoMic Pro, dar are mult mai multe aplicări, plus că ai și un mâner de care să-l ții atunci când îl ții peste altcineva și vrei să îi înregistrezi sunetul fără să fii văzut. Cel mai important microfon pentru mine este microfonul condensator. Eu folosesc un Blue Yeti Pro, sunetul este foarte frumos din acesta. Există și Blue Yeti simplu, acela este mult mai ieftin, cred că veți găsi exemplare la mâna a doua la 400 de lei, vi le recomand. Acest microfon are intrări atât USB, adică poți să-l bagi direct în calculator, să înregistrezi direct în el. Multă vreme eu am înregistrat direct în calculator, pentru că ascultam la o pereche de căști mixul pe care îl făceam, înregistrare pe care o făceam și nu aveam boxe. Dar odată ce am cumpărat boxe, mi-a trebuit și o placă de sunet, folosesc acest Focusrite 212, care are intrare USB, două ieșiri pentru boxe, pentru a auzi sunetul care intră prin față de la microfoane. Două microfoane cu două mixere fiecare pentru gain și volumul boxelor și volumul căștilor care ies pe aici. Sunetul iese foarte, foarte drăguț din ea. Și pentru sunet, pentru a nu se auzi pâurile, buurile, ai nevoie de un filtru pop. Acesta l-am făcut eu.
ai nevoie de o cameră video, mai ales dacă faci vlog. Și acesta este prima mea cameră video, primul meu DSLR, cu acesta am început, Canon 600D, cu un obiectiv Tamron de la 17 la 85 de mm. Ai nevoie de 17 mm pentru că această cameră are un senzor de tip CMOS, adică are un factor de crop de 1.5. Fiecare mărime de obiectiv pe care o vezi trebuie să o mulțești cu 1.5 și atunci îți iese distanța focală reală. Mai mult despre distanțe focale, dacă aveți nevoie în alt obiectiv, este foarte important să alegeți o cameră care are un ecran rotativ. Acest ecran, chiar dacă e micuț, atunci când îl folosiți, puteți să o vedeți voi, puteți să faceți focusul cum trebuie și să vă dați zoomul acela Casey Neistat pe față când aveți ceva foarte, foarte important de spus. Obiectivul fix este foarte plăcut, că are bokeh, are acel blur de fundal exact cum am eu acum, folosind un obiectiv fix. Dacă ar fi să vă recomand o cameră care le face pe toate, nimic nu-l bate pe GH4, dacă vă pasionează 4K și un pic mai multe stopuri, 13 cred că are, e o ofertă în momentul de față la F64. Dar puteți să filmați cu webcam-ul calculatorului, un webcam foarte bun de la Logitech C920, cu acela am făcut ultimul live stream, sunt cele mai bune webcam-uri, toată lumea le recomandă. După camere, un lucru foarte important pe care trebuie să-l iei în calcul sunt obiectivele acelor camere. Pentru început, toată lumea recomandă un obiectiv simplu, fix, de 50 de mm. Un obiectiv fix nu va avea zoom, dar va avea bokeh. Mai departe, dacă vrei, poți să mergi pe ceva, un 17 la 85, care îți oferă cea mai multă flexibilitate, mai ales atunci în situații de vlog. Și dacă vrei să mergi pe ceva mai scump, poți să-ți iei un fix cinematic la 24 de mm, opțiunea recomandată de cei mai mulți oameni ca fiind cea mai plăcută ca și calitate a imaginii. Acum voi vă uitați la cum arată, puteți să spuneți dacă este adevărat sau nu. Luminile de studio. Dacă filmezi într-o situație de vlog, nu vei avea nevoie de lumini de studio pentru că vei fi cel mai probabil afară, dar sunt destui vloggeri care filmează înăuntru. Trebuie să aibă lumini de studio. Poți să-ți cumperi și foarte ieftin, pur și simplu, becuri normale și să-ți faci tu luminile. Sunt destul de ieftine și destul de bune. Eu le-am pe ele mele de câțiva ani. Trepiedele și ele în sine nu m-au dezamăgit, au fost foarte ok. Îți recomand să faci ce aș vrea eu să fac acum. Aș vrea să-mi schimb softbox-urile pe niște panouri cu LED. Sunt mult mai mici, cred că au 30x30, cele mai mari dintre ele, iar acele panouri pe LED ar fi subțiri și le poți pune oriunde. Dacă mai vrei ceva mic și ieftin, de asemenea recomand felul acesta de softbox-uri. Asta este lucru care face lumina să se împrăștie, să nu fie atât de aspră pe piele, le dai la o parte și dacă vrei lumina aspră, ai becurile în interior. Eu vă recomand și lumini ambientale. Am mov aici, roșu, verde și albastru. Mai departe ajungem la sunet. Poți să ai sunetul direct din laptop, poți să ai sunetul direct dintr-o pereche de căști sau poți să ai sunetul din ceva boxe pe care le ai acasă pentru un calculator. Niciuna din acele opțiuni nu e bună. Nici măcar dacă folosești o pereche de căști foarte bună cum ar fi Audio-Technica ATH-M50, când faci mixaj nu e bine de nicio culoare, nici într-un caz să nu faci mixaj cu o pereche de căști care au spatele închis, cum este acesta, adică nu lasă aerul să intre înăuntru, pentru că nu vei auzi cum este sunetul total în realitate, pentru că sunetul călătorește prin aer, iar aerul dintre cască și urechea ta e foarte, foarte micuț. Așa că boxele pe care eu le recomand și pe care eu le-am cumpărat sunt Yamaha HS8, vă las un link în descriere spre ele, au un sunet foarte clar, foarte curat, după ce ții o pereche de boxe de genul, pur și simplu te pui să-ți asculti toată muzica, pentru că îți dai seama că n-ai auzit niciodată așa cum era muzica făcută să fie. Și cel mai important lucru, o asemenea pereche de boxe nu te va minți atunci când îți vei face mixajul. Așa că ai nevoie de o pereche de boxe care îți dă sunetul așa cum vrei, ca să poți să-l mixezi dacă vrei să aibă bas în sistemul celui care îți urmărește conținutul, chiar să existe, nu să lipsească și să te întreb de ce nu e niciun rezultat. Boxele acestea au fiecare 200 de W. Dacă una este mai departe decât cealaltă, poți să dai uneia gain mai tare, adică să o dai individual pe ea mai tare din opțiunile ei. De asemenea, stau pe spumă pentru a nu se transmite vibrațiile în masă. Masa de lemn preia vibrație, dar cu o spumă la mijloc vibrațiile acelea nu mai sunt și nu mai distorsionează sunetul. Însă, pentru a rula aceste boxe, ai neapărat nevoie de ce v-am prezentat mai devreme, de placa de sunet. Dacă lucrezi de pe desktop, lucru pe care ți-l recomand, o să ai neapărat nevoie de un monitor. Un ecran mai mare, 4K, însă un ecran de genul este un televizor de la LG de 40 de inci, are latență, are lag incredibil. Și până la finalul 2016,
toate videoclipurile mele, deci toate videoclipurile mele sunt făcute greșit din cauza monitorului. Și am cumpărat un monitor de la Dell, un monitor de 32 de inci care chiar are 4K și nu are latență deloc și de atunci toate clipurile mele sunt sincronizate perfect așa cum ar trebui. Genul acesta de ecran este foarte bun, vă las un link în descriere, nu este nici glossy, așa că pot să lucrez cu el zi-noapte, este calibrat perfect pentru oamenii care fac editare video și dacă faceți editare video, mai ales în 4K, își face foarte bine treaba, nu am de ce să mă plâng. Vă prezint 3 moduri în care poți să ții camera. Unul este foarte ieftin, în mână. Asta e ieftin, l-ai ținut în mână și asta e treaba. Îți trebuie un trepied pentru cameră, dar un trepied cu o înălțime de măcar 1,70 m, al meu are 1,70 m și ar fi fost bine să fie un pic mai înalt, să mă filmez un pic mai în jos. În cazul acesta filmează puțin în sus. Următorul accesoriu pentru cameră este o carcasă, un cage. Sunt destul de scumpe, dar dacă faci vlog și faci vlog din mișcare, din alergat, de pe un obiect cu care te miști, un skateboard, scooter, orice ar fi, iarăși îți poate salva camera. Poți să-ți iei un stabilizator de mână pentru DSLR-uri și mirrorless-uri. DJI face niște lucruri foarte faine, chiar și pentru telefon Osmo-ul sunt foarte faine, vă las câteva link-uri. DJI-ul are chiar opțiunea de urmărire și poți să-l pui să te urmărească pe tine și tu să te miști, să-ți faci misiunea liniștit, ca și cum ai avea cameraman, dar tu de fapt ești singur, vi le recomand. Dacă faci vlog sau gaming, vei avea nevoie de un fundal, cel mai probabil. De vreme mi-am folosit peretele din stânga, care era și acela destul de drăguț, dar poți să folosești să-ți strângi și un fundal negru, să ai o bară și câteva trepiede pe care să-ți pui un fundal negru sau de oricare altă culoare, sau cum am eu, chiar deasupra mea, mereu disponibil. Acesta este un fundal green screen pe care poți să-l accesezi, să-l trag în jos oricând am nevoie. Lucrul care poate să submineze tot ce am spus până acum, poate să facă să pară inutil sau prea mult, este un telefon. Dwayne The Rock Johnson l-am văzut făcând vlog de pe telefonul lui și e The Rock și nu are niciun stres folosind microfonul din dotare și camera pe care o are un asemenea telefon. Vă recomand să luați pe cel mai bun. Singurul lucru de care ai nevoie este un telefon. Pentru a filma Full HD sau 4K nu ai nevoie de 200 de megapixel, ci ai nevoie de 8,9 megapixel pentru 4K și 3, cred, pentru Full HD. Nu echipamentul spune povestea, ci tu spui echipamentul bun vine în timp și îl folosești doar pentru a putea să faci mai multă treabă într-un timp și mai scurt pentru a fi mai eficient. Ăsta este singurul scop al echipamentului. Asta a fost tot pentru azi. Sper că a fost util acest clip, sper că v-am răspuns la mai multe întrebări decât v-am creat, sper că v-am creat o imagine corectă despre ce înseamnă să-ți strângi echipamentul în 4 ani, că e bine să-ți crești echipamentul pe măsură ce tu crești, să cumperi lucruri noi pe măsură ce ai învățat pe cele vechi să le folosești și să treci de la un pas la altul, să mergi tot mai sus. Și asta vă recomand și vă să faceți, nu aruncați o găleată de bani pe echipament pe care nu știți să-l folosiți, începeți de jos și învățați pas cu pas până sus. Dacă mai aveți întrebări, scrieți-le, am să le răspund acelora probabil într-un Q&A sau într-un alt videoclip, dar pentru astăzi asta a fost tot. Eu sunt Alex Cosma și atenție, cadmeri!